Astăzi vreau să fac împreună cu voi această prăjitură cu mere. Dai o feliuță și după aceea o să facem împreună. Să vă arăt cum este, cât este de bună. Ia uitați. O să avem nevoie de o cană. O să le punem toate într-o pungă. O cană de griș, o cană de făină, o cană de zahăr, la o cană, un pahar. Mă gândeam la cană. Margarina, am să pun aici, deoparte, prăjitura, un pic de praf de copt, 8 grame de praf de copt. Acesta pentru aluat și un praf de sare o să avem nevoie. Pentru umplutură o să avem nevoie de mere, de puțină vanilie, un pic de nucușoară și o lingurită de scorțișoară și zahăr, o jumătate de pahar de zahăr. Pahar de zahăr, deci pahar 100 de grame de zahăr. Paharul de făină, 150 de grame și paharul de griș, 50-155. Am mai avem nevoie și de ulei, sau nu se pune pahar de ulei. Un praf de sare, praful de copt, o să le punem într-o tavă tapetată cu o hârtie de copt. Tapetat o formă de tort, este de 18 cm de diametru, cu hârtie am usat cu puțină apă sau cu puțin ulei putință. O să unim, ia uitați, un pahar de griș, un pahar de făină, un pahar de zahăr. O să adăugăm și 8 grame de praf de copt, un praf de sare, o să punem aici, o pachetă. După ce le-am amestecat, o să le punem în aceste 3 pahare din nou. Și o să le umplem. O să avem 3 straturi de blat și 2 de mere. Se face foarte repede. Am luat aproape tot. Acum, aceste 3 pahare le dăm deoparte. Și într-un bol o să radem merele. O să avem nevoie de 3 mere, cam 700 de grame, cu tot cu coajă. Și le dăm prin răzătoare. O să adăugați o jumătate de pahar de zahăr și dacă sunt mai acrișoare, un pahar întreg. O să adăugăm zahărul.
cu vanilie. Cu scorțișoara, o linguriță. Și un pic de nucușoară. Ingredientele le-am scris în prezentarea la video. Și amestecăm. Amestecăm bine, bine. Și după aceea formăm prăjitura. O punem în forma noastră tapetată cu hârtie de copt. Dacă merele se negresc, adăugați puțină zeamă de lămâie. Acum, în forma noastră, pe care eu am tapetat-o cu hârtie, este de 18 cm de diametru. Eu am lăsat părțile mai mari ca să nu curgă, dacă sunt merele mai zemoase. Și o să punem un pahar din compoziția amestecată cu zahăr, griș, făină și un praf de sare și praful de copt. Și o să punem un strat. O să punem jumătate din compoziția noastră de mere. Jumătate din compoziția împărțim în două. Și o întindem bine, bine pe toată suprafața. Acum o să punem câteva cubulețe de margarină sau puteți pune ulei dacă nu preferați margarină. Eu am să împart margarina în trei și am să pun între straturi și deasupra. Acum punem al doilea pahar cu zahăr, griș și făină. Și o să întindem bine compoziția. Și restul de mere. Și le distribuim pe toată suprafața. Acum adăugăm din nou margarina, bucățele. Le împingem bine. Și restul al treilea pahar cu făină, zahăr și griș și practic și un pic de sare.
Putem spune că plăcintuța noastră este aproape gata de dat la cuptor. Prăjitura noastră cu o numiți cum vreți. Acum punem deasupra margarina care a rămas. Și când este gata, presurăm cu zahăr pudră. Acum o dăm la cuptor, la 180 de grade, circa o jumătate de oră, 40 de minute. Rezultatul este acesta. Ia uitați cum arată. Este foarte, foarte bună. Ia uitați cât este de moale. Este pufoasă. Eu sper să vă placă. Acum am să dau la cuptor. Dacă vreți, puteți pune deasupra și felii de mere. Să încercăm să punem 2-3 feliuțe de mere. O să le tai subțiri, subțiri, subțiri. Să le punem deasupra. Apoi o să presurăm puțin zahăr peste mere. Zahăr pudră o să punem. Și când este gata, am să pun și poza cu ea gata. Acum o să presor puțin zahăr pudră deasupra. Putem pune și puțină scorțișoară. O să presurăm direct din... Acum o să dăm cuptor. Ia uitați câte se dă. Sper să vă placă. Și foarte simplă, se face foarte, foarte repede. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă doresc multă, multă sănătate. Acum avem nevoie foarte mult de multă sănătate. Și vă aștept cu alte rețete. Vă pup și vă iubesc pe toți. La revedere! O seară frumoasă tuturor!